Când pentru cine ascultă printre gânduri, scriu pentru oamenii care vor să citească printre rânduri. Ascund sensuri în versuri pentru cei ce caută mai mult, cu foame de lup aduc la masă ce ne-a lipsit atât de crunt. Statul așteaptă pretextul să te știe sclav, dar eu chiar dacă aș fi gras, tu n-aș vrea textul să fie slab. Prefer mereu să ajut, să-mi drum, să fac bine prin ce fac. Muzica e mai mult decât o puțială neîncefal. O fac și pentru cel ce și-a luat-o de la vreun bully și se retrage în camera lui privindu-l prin filtru URI, care se ambiționează să crească, să fie bun în ce-l pasionează, în timp ce cârnatul ăla se va prăji acolo când se pensionează. O fac și pentru bagabonții adevărați, care nu se iau de oameni pe stradă ca depravații. Ăia de știu care le e rostul, sunt generație de cumpătați și se dezic de orice e prost și miroase a cumpărat. O fac și pentru cel ce e mereu cu căștile în urechi, se duce zilnic spre muncă cu un metru prea plin și un tramvai prea vechi, care merge la vot de fiecare dată, chit că iarnă sau vară, și încă speră la o schimbare și o țară ca afară. O fac și pentru tipul care s-a trezit la 36 cu familie, copil și frica ce-i spune că nu mai are șanse, dar știe că trebuie să facă ce are de făcut și va da o iubire și educație copilului cum el n-a prea avut. O fac și pentru artistul cu crezul, crezi și sufăr, necedând niciunor interes, să știi că arta este din suflet. Familia îl înțelege, dar el e sătul să tot promită, găsind mereu un job secundar, doar să nu se compromită. O fac și pentru fata grafician, ce știe că efortul primează, care e la muncă 8 ore și apoi se dedică cu totul ca freelancer, ce-și dezvoltă portofoliul încet și sigur, că până-ți oferă viața oportunități inevitabile, încep și singur. O fac și pentru ei, cei care știu că viața vine, și chiar dacă ei lor n-au fost educați, ei învață bine. Cei care vor mai mult de la ei, de la societate, cei care vor să schimbe toată lumea, de la tot ce e la noi până la tot ce e state. O fac și pentru nișe, și pentru separatiști, și pentru secte, și pentru brigadă, crew, echipă, și pentru prieteni, și pentru cei ce înțeleg că arta e mediu plus remediu, rezultat, și pentru cei ce nu vor piese fără substrat. O fac și pentru cei ce sunt treji sau sunt spre trezire, și pentru cei ce cred că se întâmplă ceva suspect din fire, ce mereu au avut un feeling ce mocnește în interior ca un foc. O fac și pentru mine și pentru tine și pentru noi toți la un loc. O fac și pentru puștii care s-au apucat de scris și studiază, rimează și privesc rapul ca pe un vis, și pentru veteranii ce umpleau sălile în anii 2000 și apreciază că noi am rămas pe baricade, orice ar fi.